Să creăm proiecte de regenerare urbană este esențial pentru orice oraș. Regenerarea urbană ține de politicile urbane. Politicile urbane în România, în mod instituțional, nu există. Regenerarea urbană presupune o structură a orașului deosebită, nouă, care să răspundă cerințelor oamenilor. E vorba de un oraș verde și rezilient, e vorba de bună guvernare, este vorba de productiv și competitiv. Sunt multe lucruri care intervin în dezvoltarea unui oraș și îl structurează astfel încât să facă față unor nevoi actuale. Un astfel de demers se face doar prin această legătură public-privat, fiindcă statul nu are cum să rezolve problema asta și atunci intervine un investitor privat care poate și reușește să se implementeze un proiect amplu de regenerare urbană. Regenerarea urbană este absolut necesară într-un oraș, fiindcă este un refresh care trebuie dat ca să ții pasul cu timpul, cu timpurile pe care le traversezi. Și iată, suntem într-un loc care chiar asta a făcut. Monumentele și patrimoniul foarte bogat pe care îl are Iașu se pune în valoare o dată în plus cu intervenții noi care salvează monumentele, numai dându-le o funcțiune cât se poate de actuală, de modernă, de vie, numai așa putem păstra monumentul. Noi încercăm și tot intervenim cu aceste regenerări urbane, tocmai în ideea de a asigura o continuitate a acestei formări a spiritului urban până la urmă, fiindcă asta nu se capătă, nu se învață altfel decât trăind viața orașului. Orașul trebuie să fie foarte viu, să ofere condiții bune de viață, trebuie să fie foarte atractiv. Aș încheia cu vorba lui Ian Ghil, care spune că un oraș reușit este ca o petrecere reușită. Oamenii rămân dacă se simt bine.